Vă salut, dragi grăvituțe, viitoare mămici care urmează în cel mai apropiat timp să dați naștere unui copilaș. Exclusiv pentru siguranța dumneavoastră, Spitalul MedPark a creat un bloc nou. Acest bloc a fost separat atât fizic cât și integral de restul spitalului, ca și cum ar fi un bloc nou creat la o distanță mare prin asocierea întregului personal al departamentului de maternitate, adică medici obstetricieni ginecologi, medici neonatologi, echipa de moașe și asistente pentru neonatologie. A fost asociată o echipă de anesteziologi și asistente pentru anesteziologie exclusiv dedicate serviciului anesteziologic în obstetrică. A fost luată parte de laborator, a fost luat parte de serviciu housekeeping, adică doamnele care răspund pentru menajul de zi cu zi în acest bloc, pentru a vă crea condiții de siguranță atunci când sunteți în devenire mamă și tată. Ne aflăm în treajul noului departament maternitate, acolo unde sunt întâlnite gravidutele noastre de către recepție pentru a fi conduse mai departe către doctor. Orice doamnă care intră inițial se dezinfectează pe mâini, ei se ia temperatura, se apreciază statutul clinic și se determină eligibilitatea dânsei pentru a beneficia de un serviciu medical. În aripa de pe dreapta au fost concentrate de bază cabinetele consultative ale colegilor obstetricieni ginecologi, este cabinetul ecografic atunci când este o adresare pe urgență și cabinete ale medicilor de familie care îndeplinesc zi de zi vizitele programate ale gravidutilor la anumite termene de sarcină, care în condiții sau în non-condiții de pandemie sunt obligatorii a fi efectuate pentru a asigura o bună evoluție a sarcinii. Sigur că departamentul obstetric nu poate funcționa fără un laborator de forță, atât în condiții obișnuite cât și în condițiile de pandemie. Vedem acum ce fac și colegii de la triaj. Bună ziua! La moment am amplasat transductorul cardiotocografului pentru a înregistra bătăile cordului fetal. Ulterior vom amplasa și transductorul pentru a înregistra contracțiile uterine ca să depistăm totuși Adriana este în naștere și atunci ospitalizăm pentru naștere sau a fost un fals travaliu. Adriana, cum vă simțiți dumneavoastră? Totul este bine, mă bucur! Din moment ce o gravidă se adresează în departamentul de urgență pentru un eventual debut de travaliu, sigur că ea este condusă pe intrare separată, gândită doar pentru dumnealor, va fi triată de către medicul nostru de gardă și din moment ce se constată un debut de travaliu activ, va fi condusă către secția obstetrică pe ascensorul care este situat în nemijlocită apropiere de triaj, ascensor prin care au acces doar doamnele gravide și femeile care vor fi externate după naștere. Ne aflăm în sala de naștere, sala care a devenit punctul cheie, adică centrul de lucru al blocului B. Sigur că nu doar în condiții de epidemiologie urâtă, dar totuși cu atât mai mult regulile de antisepsie și asepsie sunt respectate 100%. Atât prin utilizarea dezinfectantelor, atât prin utilizarea echipamentelor de protecție individuală conform necesităților, cât și prin asigurarea unui flux de aer steril prin filtrele HEPA. Și desigur, la un pas distanță de sala de naștere nu poate să nu existe secția terapie intensivă a nou-născuților, în caz de necesitatea unor îngrijiri a nou-născutului prematur, cât și a unui copilaș la termen cu o condiție specială. Orice pacient care pășește pragul blocului B este privit ca pacient potențial COVID pozitiv. Odată cu internarea pacientului în staționar MedPark, fiecare este testat la COVID. Pe salonul pacientului, din momentul testului până la survenirea rezultatului, se aplică bulina galbenă. Din moment ce rezultatul a devenit negativ, salonul este marcat cu bulină verde. Odată ce rezultatul testului COVID vine pozitiv, pacientul este transferat în zona roșie. Ca să facem o remarcă destul de importantă despre gradul de siguranță în situația epidemiologică creată, nu putem să nu menționăm și testarea personalului medical. Adică tot personalul care este implicat în acordarea serviciului medical în blocul B, începând cu serviciul medici, asistente, medici, anesteziologi, obstetricieni, medici neonatologi, cât și personalul auxiliar housekeeping au fost testați la COVID, venind cu rezultate negative. Pe lângă regulile care trebuie respectate de tot personalul medical, s-au instituit și unele reguli de comunicare pe etaj, de comunicare medic-medic,
medic-pacient. Sunt reguli care implică comportamentul pacientului, adică orice pacient, din moment ce a fost internat, este informat, este școlarizat de a sta cu ușa salonului închisă, de a sta cu ușa de la baie deschisă și de a evita ieșirile și plimbările pe coridor. Atunci când este nevoia unei comunicări eficiente medic-pacient, primul moment care îl facem, încurajăm ca pacientul să solicite serviciul medicilor sau asistenta medical de post sau prin linia telefonică prezentă în salon sau prin butonașul de alarmă, care fiind odată apăsat, fără a face o gălăgie excesivă pe etaj, doar dă de știre personalului care este de gardă că în salonul respectiv una din paciente are câteva întrebări. Este încurajată vizita în salonul pacientei de către lucrătorii medicali doar strict conform protocolului sau conform necesităților pacientului. Este încurajat respectarea vizitelor în salon în raport cu bulina galbenă sau verde de pe ușă. Adică bulina galbenă prevede unele măsuri comportamentale, atât ca comunicare, ca acordare de serviciu medical, ca eliberarea medicamentelor și ca solicitarea și eliberarea produselor alimentare în salon. Fiecare pacient este încurajat să-și monitorizeze statutul și să apeleze medicul sau asistenta non-stop doar prin liniile respective. Până aici a fost intervenția noastră în noul departament maternitate al Spitalului Internațional MedPark.